ziua, dragi colegi, la mulți ani cu ocazia începerii noului an. Astăzi, la ședința Consiliului Local, avem dispoziția numărul 1 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru pe data de 09.01.2018, ora 9. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 20.12.2017, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului secțiuni dezvoltare urmare a referatului compartimentului de resort, numărul 8.03.01.2018, la 3, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019 la nivelul Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău. 22 de comune limitrofe, proiect inițiat de Iștocăr. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniu Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Diverse probleme. Iar avem ca și suplimentare pe ordinea de zi, avem proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în sat Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Vorbim de școala de la Valea Mică, să încercăm să dăm o nouă destinație. Cine este de acord sau... Se supune la vot ordinea de zi, cine este pentru? La fel se supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 20.12.2017. Cine este pentru? Și trecem la proiectele de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8 din 3.3.2018. Având în vedere referatul întocmit de doamna Iștocalina Ianuța, șef birou financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu privire la aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local sursa A, a deficitului secțiunii de dezvoltare ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8 pe 3.1.2018, aprobat de către ordonatorul de credite, expunerea de motive a primarului Comunei Cleja numărul 16 din data de 03.01.2018, prin care se arată necesitatea, oportunitatea, legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local SUSA a deficitului secțiunii de dezvoltare ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8 din 3.1.2018 în cadrul ședinței din luna ianuarie 2018, așa cum au fost întocmite de către structura de specialitate din cadrul aparatului primarului. Prevederile articolului 120 aliniatul 1, articolul 121 aliniatul 1 și aliniatul 2 din Constituție, articolul 3 și articolul 4 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1958, rectificată prin legea 199 pe 1997, articolul 72 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, articolul 20 și articolul 21, litera M din legea cadru al descentralizării, numărul 195 pe 2006, modificată și completată cu articolul 7 aliniatul 13 din legea 52 pe 2003, cu referință decizională modificată și completată, capitolul 5, punctul 5, 13 și 3, aliniatul 1, litera B, din urma metodologică privind încheierea exercițiului bugetar de anul 2017, aprobată prin ordinea Ministerului Finanțelor Publice, numărul 3244 pe 19.12.2017, a legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, articolul 23, articolul 36, aliniatul 4, litera A, articolul 31, aliniatul 2, articolul 61, articolul 63, aliniatul 4, litera A și articolul 28, aliniatul 2, din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispozițiilor articolului 45 aliniatul 2 litera A, articolul 48 aliniatul 2, articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea 215/2000 privind administrația publică locală republicat în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri anexă aferentă cu următoarele puncte. Articolul 1. Se aprobă utilizarea definitivă din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8 din 3-1-2018, conform anexei întocmite de către personalul de specialitate, biroul financiar contabil din cadrul aparatului primarului Comunei Cleja, județul Bacău, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Anexă la hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 9-1-2018 privind aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiune de dezvoltare ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8 pe 3-1-2018. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiune de dezvoltare pentru sursa A în sumă de 412.808,63 lei. Articolul 2. Primarul Comunei Cleja, județul Bacău și biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale care reglementează acest aspect. Articolul 3. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în condițiile legii contenciosului administrativ numărul 554/2004 modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Cleja și biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Dacă sunt discuții pe... Mai pe românește, că până acum... Îi dăm cuvântul doamnei și vă explică dumneavoastră. Cum v-a spus și doamna președinte, conform normelor din chiderea anului 2017, Consiliul Local are obligația de a aproba în ședința de Consiliu utilizarea definitivă a excedentului pe anul trecut. Suma utilizată, deci noi am aprobat pentru toate obiectivele, dar s-au cheltuit 412.808,63 hotărâri de Consiliul Local pentru închiderea anului 2017. Și astăzi este ultima zi. Dacă sunt discuții pe proiectul, dacă nu sunt, să fie la vot, cine este pentru? 15 voturi pentru, da? Deci de la un sau. Domnul Salca, sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019 la nivelul Comunei Cluj-a județului Bacău. Am să vă citesc articolele și hotărârea, da? Curtul aia pe asta. Adică și e esențial, așa... Vă citesc articolele? Nu, nu, nu. Pune ce e esențial. Fiecare an se fac aceste demersuri pentru rețeaua școlară, s-o trimis către inspectorat adresa de la primărie și rețeaua școlară făcută de doamna directoare, s-o aprobat, s-o dat avizul și noi trebuie să trecem prin ședința Consiliului Local. Dacă aveți întrebări. Sunt 700 de elevi. Da, o scăzut, într-adevăr, numărul elevii. 707 au ajuns. Acum vom vedea ce o să fie pe viitor. Poate o să fie mai mulți. Nu. Băiați de apoi să mai faci rău. Da. Mulțumim frumos. Mai fac cine dorește. Nici pentru domnul Vasile nu e super ziua. Domnul Vasile nu a făcut. Și dacă nu mai sunt discuții, aș dori să duc la voi. Cine este pentru școlară? Deci 15 cu de pentru, da? Da, să avem o discuție. Imediat că sunt plăsare mai mult, mai zufoase. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare.
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și modalității de gestiune serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Pentru acest proiect o rugăm pe doamna Valentina, domnșoara Valentina, să ne explice dumneavoastră despre ce este vorba, ca să nu citim toate articolele. Se face un studiu pentru cele 22 de comune care au fost primele arondate la ADIS, plus municipiul Bacău, prin care se prezintă fundamentarea necesității și oportunității pentru delegarea gestiunii pe nivel de a celor 22 de comune, pentru a vedea exact ce avem nevoie, cât avem nevoie, în ce va consta tariful, toate astea, aspectele astea se face un studiu ca să vadă exact cine cumva pe viitor cum se va stabili taxa de delegare la serviciul respectiv pentru inclusiv noi. Dacă aveți întrebări în privința asta? Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Este același lucru care vi l-a explicat doamna Valentina? Nu, asta a fost licitație pentru celula 2 și pentru că a venit hârtie de la primăria municipiului Bacău, se epuizează celula 1 și cei de la mediu îi cam obligă ca să închidă. Și pe permiza asta suntem obligați ca să dăm de curs. Licitația s-a făcut, s-a câștigat de Ecosud SA pe o perioadă de 23 de ani. Asta înseamnă că va lua toată tehnologia care implică pentru celula 2 și va administra respectivul depozit. Despre asta este vorba. Dacă sunt întrebări, dacă nu știu, supun la vot. Cine este pentru? 15 voturi. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău. Tot la fel nu vă citesc toată hotărârea pentru că e foarte lungă, dar e vorba de cotizația care s-a dat până în 2017, era de 2500, care a fost de 2500 și acum ridică la 6000. Nu e corect. Nu e mare diferență? Este corect. E mare. E dublu și. Dar nu. Pentea unde s-a venit. Salariile unde s-au. Ori au rămas aproape acolo. Unde s-a venit acolo? Exact și spuneam eu la ședința de anul. Dacă aprobam să iasă comunie și nu ridică taxele. S-a aprobat ieșirea celelalte comune, s-a ridicat imediat taxa. Păi, dar răspândurăm timp. Muncă mai puțină, bani mai mult. De aici înseamnă că se ridice și prețul la salubrizare. Sigur. Da, supun la vot. Cine este pentru? Voi nu sunt. Deci cine este împotrivă? Deci 15 voturi împotrivă, da? Da. Abținerea n-are rost. Ce ne forțează la nasă să trecem la următorul proiect de hotărâre care este pe suplimentarea de zi, privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în Sar Valea Mică, comuna Cleja, județul Bacău, strada principală numărul 1, identificat din carte funciară 60.309, spațiul în care a funcționat școala gimnazială cu clasele 1-4, respectiv din spațiul destinat învățământului într-un spațiu dotat, care să asigure desfășurarea unor activități culturale, educative, recreative și a altor evenimente care să deservească interesul comunității. Am să rog pe domnul primar să vă spună despre spațiul care a funcționat la Valea Mică, clasa 1-4, clasele 1-4 au funcționat.
nu e nevoie să dăm una o altă destinație. Școala, dacă nu se mai fie școală, clădirea, vă dați seama că intră în paragină și nu o să mai avem ce face. Deocamdată, în prima fază, să preluăm noi administrarea acestei clădiri, după care să găsim o altă destinație, în funcție de nevoile care o să identificăm prin consilieri, prin propunerile care le faceți. Deci a spus că ce nevoie, o sală de festivitate, de căptorice. Exact. Deci așa este, dar în prima fază trebuie să preluăm ca să putem să-i dăm o altă destinație. Dacă sunt întrebări. Dacă sunt și alte. Bine, m-a trebuit să obținem avizul de la Ministerul Educației, ca să obținem această clădire. Ca să putem să-i dăm o altă destinație. Cine este pentru? Deci 15 pentru, da? Având în vedere că au trecut 3 luni de zile și tot nu a venit iarna, am scăpat, să alegem un alt președinte de ședință. Vă rog frumos, propune. Este a treia ședință. Ați avut extraordinari în decembrie. Dar s-a stabilit. Dar nu e extraordinari. 3 luni. S-a schimbat. Uitați-vă în urmă și veți vedea că s-a stabilit la 3 ședințe extraordinare în continuare. Deci trebuie să ales un alt președinte. Nu s-a aprobat, nu s-a propus și s-a aprobat. S-a propus 3 luni. 3 luni de zile. 3 luni, domnul consilier. Dar nu e o problemă, domnule. Mai stai 3 săptămâni. Mai trebuie. Nu e o problemă asta, că nu e. Dar nu e vorba de asta. Spune la 3 ședințe. Președinte din 3 ședințe. Așa spune legea. Da, înseamnă că domnul Doboș într-o rolă de zile termina tot, păi nu? Așa, pe locul roților o 4, nu? Nu, nu, așa nu, trebuie să așa scrie în documentație, e vorba de 3 luni. Dați-i 3 luni. 3 ședinții, domnule. Nu, 3 luni. O lună asta și domnule. 3 ședinții, nu spune legea plus luni sau așa. Spune și vă rog frumos, domnule. Două săptămâni am stat. Două săptămâni. Două săptămâni, 3 ședinții. Vă rog frumos propuneri, cine propuneți, faceți propuneri. Cine urmează, cine urmează. Nu, 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 nu. Colega de lângă tine, acolo, Angela. Deci domnul Doboș pe doamna Stoleru, da? Da, așa s-a spus. Mai sunt alte propuneri? E bun așa. Deci, cine este pentru? Trebuie să fie șeful. Declară închisă ședința. Mulțumim frumos.